bijuterie arhitectonică medievală aflată în nord-vestul Germaniei, orășelul Lüdinghäusen adăpostește o comunitate foarte restrânsă de români, dar bine integrată în societatea germană. Cu o existență datând din anul 800, orașul este străjuit de trei castele și are o bogată viață socială și culturală. Unul dintre aceste castele a adăpostit toată vara expoziția retrospectivă George Ștefănescu Râmnic. Pictorul este unul dintre românii de care orașul este foarte mândru și care a trăit ultimii 18 ani în acest loc idilic, înconjurat de liniște, frumos și de prietenia locuitorilor orașului. Expoziția este un cadou făcut orașului de către fiul pictorului, arhitectul Radu Ștefănescu, în anul în care tatăl său ar fi împlinit 105 ani. Radu, ne-ai adus aici într-un loc minunat. Suntem într-o zi de vineri, văd că oamenii au început să vină să viziteze castelul. Da. Tu când apari în documentele oficiale în Germania aici? În documentele oficiale în Germania am apărut în 1980, când am venit în vizită la Adriana, soția mea. Și după aceea am mai apărut în 1984, organizând o serie de expoziții în Germania și în Belgia. Iar în 1987 m-am stabilit definitiv în acest minunat oraș, cu asemenea castele minunate. Și oameni minunați. Oamenii sunt într-adevăr extraordinari. Mi-ai spus ceva despre expoziții. Ce fel de expoziții organizai pe atunci? Atunci făceam expoziții împreună cu tatăl meu, adică expuneam și eu în acea perioadă pictură pe sticlă și lemn, iar tatăl meu ceea ce a făcut întotdeauna, pictura lui în, pe, cu culori de ulei, acoarele, grafică și așa mai departe. Tatăl tău, renumitul pictor George Ștefănescu Râmnic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici, a trăit în România, nu? Până la ce vârstă? El a plecat din România la vârsta de 75 de ani. A plecat pentru că tu i-ai propus să vină să trăiască aici, în Germania, alături de tine. Exact, exact. Dar până atunci, spune-mi, cum ai decis să te stabilești în Germania? Decizia a fost simplă. Adriana locuia aici și noi am vrut întotdeauna să fim împreună, așa că nu a fost o mare problemă să luăm această decizie. Ai rămas în Germania în anii 80, deci înainte de 89. Cum ai simțit tu de aici, în Germania? Cum ai perceput schimbările din România de după 89? Eram în mașină și mergeam din Sepărat, de unde locuiam, într-un orășel în apropiere unde trebuia să cumpăr ceva. Și la radio am auzit că în București, pe străzi, teroriștii trag în populație. Mi-am adus aminte de prieteni și, efectiv, țin minte că așa cum am tras frâna de mână și am zis, mă duc în România. Dar îi aveam pe ai mei acasă, era copilul care era încă mic, Adriana, nu puteam să fac așa ceva. Și după aceea mi-am dat seama că a fost bine că nu mi-am ascultat primul impuls, dar așa am simțit în momentul acela. Și așa cred că au simțit și toți românii de peste tot când au auzit ce se întâmplă în România. Cum a fost acomodarea ta într-o țară străină? Datorită faptului că mai fusesem de câteva ore aici, aveam deja prieteni, aveam o serie de cunoștințe care cu toții așteptau să vin și să rămân definitiv aici. Așa că acomodarea a fost rapidă și efectiv nu am simțit niciodată că aș fi privit ca un străin, cu toate că, recunosc sincer, nu stăpâneam limba. Și nu sunt foarte mulți români în această zonă. Când am ajuns aici în Lüdinghäusen, în afară de soția mea, cred că mai erau două persoane din România. În ultimii 20 de ani ai petrecut alături de tatăl tău aici în Germania. Cum a fost acomodarea unui artist în vârstă, un om care a venit în Germania din România la 70 de ani? În cei 18 ani care i-a petrecut în Lüdinghäusen, a pictat foarte mult, a lucrat aproape în fiecare zi și mama mea, care era de profesie contabil, nota
într-un carnețel toate lucrările pe care el le făcea. Și la sfârșit, în 2006-2007, în carnețel erau trecute peste 3000 de lucrări făcute aici, în Lüdinghausen. Asta înseamnă că oamenii, locurile l-au inspirat pe tatăl tău și a primit ani în plus odată cu venirea lui în Germania, nu? Așa și este, Iuliana. Totdeauna, chiar și cu ocazia acestei expoziții, am vrut să-mi arăt recunoștința față de acest orășel minunat din Münsterland, față de locuitorii acestui oraș, pentru acest cadou, cei 18 ani de viață liniștiți într-o oază de verdeață și de frumusețe. Spune-mi, noi ne aflăm acum aici, în oraș, pentru că ai organizat o expoziție specială, mai specială pentru tatăl tău. Descrie-mi puțin despre ce este vorba. Este vorba de o retrospectivă. Anul acesta tatăl meu a fi împlinit 105 ani și să arătăm pentru prima dată lucrări din colecția noastră particulară, lucrări care nu au fost prezentate publicului de mai bine de 40, 50, 60 de ani. Una dintre ele este o lucrare din 1936, pictată la Balcic, unde a fost împreună cu profesorul lui, cu maestru Dărescu. Și acea lucrare, deci, practic nu a mai fost văzută de 83 de ani. Iar celelalte lucrări erau lucrări pe care fie eu, fie mama mea, fie Adriana spunea când vedea expoziția: George, astea sunt frumoase, trebuie să rămână la noi acasă. Și de aceea ele nu au mai fost văzute și am considerat că este momentul în care să facem o expoziție unică, pentru că așa ceva nu vom mai face niciodată, în care să arătăm publicului din Lüdinghausen și tuturor vizitatorilor opera maestrului Ștefănescu, o retrospectivă. Și retrospectiva poartă numele de Menestrelul Culorilor, mai ales că menestrel este legat de castel, de castelul Lüdinghausen, și el este legată de faptul că toți criticii de artă au aplaudat și au elogiat culorile tatălui meu. Și mulți dintre ei au spus că practic face culorile să cânte. Un menestrel al culorilor. Înțeleg că trebuie să mergem și la celălalt castel care găzduiește expoziția tatălui tău și de-abia aștept să-i văd exponatele. Acolo avem un eveniment în care vreau să prezentăm publicului pictură, muzică și poezie. De cât timp trăiți aici, în acest loc minunat, într-un orășel atât de frumos și de liniștit? Da, în apropiere locuiesc aici cu soțul meu, Thorsten, și am 3 copii de 15 ani aproximativ. Da. Cum ați decis să veniți aici pentru el? Da, l-am cunoscut pe soțul meu și înainte am locuit în fostul RDG și am făcut liceu german și așa că a fost puțin mai ușor pentru mine să mă adaptez la cultura germană și la mentalitatea de aici. Uh-huh. Ascultați posturile românești? Vă uitați la televizor? Având în vedere faptul că am 3 copii puțin mai greu, dar urmăresc. Măcar pe internet reiau emisiunile care le-am pierdut sau... Ca mămică nu am timp foarte mult, dar sigur că da, inima mea bate pentru România în continuare. Și sunt foarte mult cu gândul acasă, deși și aici este frumos. În 1980, când am ajuns pentru prima dată în Lüdinghausen, era inaugurată această fântână. Așa că mă leagă 39 de ani de amintiri cu fântâna frumoasă din oraș. Anul 800. Pentru prima dată este atestat documentar donația unei moșii în Lüdinghausen. În anul 974 se acordă orașului dreptul de a bate monedă și de a adăposti târg de mărfuri. La anul 1271 este prima menționare scrisă: Burg Lüdinghausen, Burg Wolfsberg și Burg Fischering, care abia atunci se construiește.
La anul 1308, Lüdinghausen primește dreptul de oraș de la principele de Lüdinghausen-Wolf. Dintr-o grupare de gospodării apare un oraș cu târg de mărfuri, curte de judecată și administrație proprie. Anii 1448-1832 amintesc pe această fântână cele 6 mari incendii, ultimul având loc în anul 1832. Anul 1509 se pune piatra de temelie a bisericii San Felicitas, biserica cu cele mai groase coloane de piatră din Europa. 1570 este cea mai timpurie atestare a școlii din Lüdinghausen. 1618, 1648, în timpul războiului de 30 de ani, orașul este de mai multe ori ocupat. Și în 1975 este orașul așa cum îl vedem acum. Aici este grădina castelului, da, care adăpostește expoziția. Așa este, exact aici avem expoziția Menestrelul culorilor. Și o să vedem înăuntru, atunci când ajungem, toate exponatele. Acum este vineri seară, nu? Da. Este o obișnuință ca vineri seară să se adune lumea aici, în locul acesta? Da, de două ori pe lună se întâlnesc localnicii aici și au ocazia să mănânce specialități, să bea bere sau șampanie, în funcție de ceea ce își doresc. Aha. Văd că vin familii cu copii. Toate vârstele. Toate vârstele. De la copii mici până la bătrâni. Aici este ceea ce și în România se găsește. Exact. O specialitate mai degrabă ungurească. Exact. De fapt și scrie ungarișe. Da. Da? Sunteți din România? Eu vorbesc românește, eu sunt din Covasna. Și de cât timp sunteți aici? De 10 ani. De 10 ani? Tu ai auzit, Remus, că e de 10 ani aici, a venit să facă produsele astea frumoase? Ich habe die Eröffnung gemacht. Ja. Und jetzt bringe ich das auch zu Ende. Ja. A făcut deschiderea expoziției și ca atare trebuie să fie și la final. Dankeschön. Vezi? Bitteschön. Îți doresc succes, Cristina, în tot ce faci. Numai bine. Diferite sorturi de brânză și pâinea cu care ele se mănâncă. Exact. Am înțeles. Și bineînțeles ce ți-am povestit, mezeluri, salamuri. Salamuri. Sunt mari, mari specialiști în salamuri. Specialiști, da. Ne aflăm în castelul Lüdinghausen la expoziția Menestrelul culorilor, retrospectiva pictorului George Ștefănescu Râmnic. Este promisiunea îndeplinită a unui fiu pentru tatăl său, dar și pentru orașul în care trăiește. Vernisajul expoziției a avut loc în luna iunie acestui an și începând de atunci, admiratori de frumos din întreaga Germanie, dar și turiști din Franța, Olanda, Belgia și România, s-au bucurat de frumusețea și expresivitatea tablourilor expuse. Echipa televiziunii române a fost invitată la evenimentul de muzică și poezie ce marchează finalul expoziției, alături de admiratori și prieteni dragi ai regretatului artist. Rainer Maria Rilke, Herbst. Die Blätter fallen. Fallen wie von weit, als welkten in den Himmeln ferne Gärten. Sie fallen mit verneinender Gebärde, und in den Nächten fällt die schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit. Wir alle fallen,
diese Hand da fällt. Und sieh die andere an, es ist in allen. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Danke an das Aufnahmeteam des Fernsehsenders DVR aus Bukarest, dass eins aus Rumänien hier in unsere Steberstadt gekommen ist. Man will die großartigen Werke der Ausstellung und einiges über Lüdinghausen als Lebensort des verstorbenen Künstlers in einem Dokumentarfilm erfassen und in der rumänischen Heimat und per Satellit für ein internationales TV-Publikum unter dem Titel Minisänger der Farbenausstellung in der Burg Lüdinghausen bekannt machen. Mulțumesc echipei de filmare de la TV International, producătorul și moderatorul Iuliana Marciuc, care a venit să ne viziteze frumosul oraș Lüdinghausen. Domnul Ștefănescu Râmnic este un român cu o carieră de succes aici în oraș și am să o întreb pe reprezentanta primăriei cât de numeroasă este comunitatea din oraș. Die möchten wissen, wie viele Rumänen hier in Lüdinghausen leben. Ja, 189. 189, genau. 189 Rumänen leben hier in Lüdinghausen. Sie sind integriert. Wir versuchen, weil wir viele Vereine hier haben, haben die Menschen die Möglichkeit, hier in Vereinen mitzuwirken und dadurch Kontakte zu schließen, so dass man nicht irgendwo alleine ist oder nur in seiner Gruppe tätig ist, sondern einfach beim Fußball oder auch beim Sport allgemein und bei musikalischen Veranstaltungen. Überall kann man dabei sein, wenn man möchte. Und das ist der Vorteil, dass man dann integriert werden kann durch diese Geschichte. Ja? Danke schön und viel Glück. Ja, danke. Am văzut că v-a plăcut foarte mult această seară și că ați apreciat formația, actorul care a recitat, deși nu întotdeauna ați înțeles versurile, nu? Dar există oricum, muzica este universală, nu? Da, muzica este universală și înainte de toate vreau să spun că apreciez pictura. Am fost pasionată și sunt încă și l-am descoperit pe domnul Ștefănescu prin fiul dumnealui. De cât timp sunteți în Germania? De aproape 12 ani. Și l-ați cunoscut pe domnul Ștefănescu Rădmi? N-am avut ocazia, a murit chiar înainte de a sosi în Germania și de a mă stabili aici. Ce faceți aici în Germania și cum v-ați integrat? Cum v-a primit comunitatea de aici? M-am integrat foarte bine. Sunt niște oameni foarte frumoși. Este un orășel micuț, foarte curat și cu foarte multă verdeață. Ce să vă spun, că în comparație cu ce cunoașteți și ce știți că se întâmplă în România, ei bine, aici 90% din populația orășelului se deplasează cu bicicleta. Deci este un mic paradis din Germania. Un orășel liniștit. Liniștit, da. S-a așternut liniștea în sala expoziției, au plecat invitații tăi. Am văzut că ai fost foarte emoționat. Evident, Iuliana, cum să nu fie emoționat? În momentul în care tinerii cântau acea muzică și deasupra lor era portretul lui tata, mă gândeam cum ar fi văzut el toată expoziția și acest eveniment, cum s-ar fi bucurat. Mai ales că în sală erau și foști prieteni ai tatălui tău. Evident. Oameni care l-au cunoscut personal și l-au apreciat. Da, 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 da. Toate aceste tablouri sunt rodul unei munci de ani de zile, unei creații de ani de zile ale tatălui tău. Cum le-ai ales? Sunt doar o parte dintre ele, nu? La întrebarea aceasta chiar a trebuit să mă gândesc sau m-am gândit fără să-mi închipui că o să-mi pui această întrebare. Totul s-a întâmplat după anul 2012. În 2012 am avut o frumoasă expoziție în Lüdinghausen
cu lucrările tatălui meu și din acel moment ne-am hotărât să facem o fundație în România, Fundația Victor George Ștefănescu, și să ne apucăm să catalogizăm și să fotografiem toate lucrările lui. A fost o muncă de câțiva ani de zile în care am fotografiat și inventariat peste aproape 5.000 de lucrări. A fost o primă selecție. Pe baza fotografiilor am putut după aceea să alegem lucrări care să intre în albumul Discreta Frumusețe, pe care aveam de gând să-l publicăm la centenarul de la Palatul Băncii Naționale a României. Din acea selecție de câteva sute de lucrări, am ales după aceea circa 150 pentru două expoziții pe care le-am făcut în România. Au trecut 5 ani de zile. Din selecția din 2014 am ales cele mai reprezentative lucrări care se și integrau în conceptul celor 11 capitole care se află în carte, și a venit următoarea idee, o retrospectivă în care să arătăm pentru prima dată lucrări care de ani și ani de zile nu au mai fost puse la dispoziția publicului. Totdeauna când tata avea o expoziție, mama sau Adriana, soția mea, sau eu ziceam: tabloul ăsta este prea frumos, pe ăsta te rog să nu-l vinzi. Și intra în colecția noastră. Și atunci erau multe lucrări acasă care nu au mai fost văzute de public. Fiecare tablou sau fiecare grup de tablouri au câte o poveste. Care este povestea, de exemplu, a tablourilor religioase, într-un fel, cu temă religioasă? Tablourile cu temă religioasă au povestea lor proprie. Nu știu dacă voi mai țineți minte, nu cred, dar până în 1989 în România exista o cenzură. O cenzură chiar și a expozițiilor de artă. Din fericire, cenzura se oprea la titlurile tablourilor. Dacă nu erau deosebit de figurative, atunci cu ajutorul unui titlu puteai să treci de cenzură și să le expui. Tatăl meu din 1967 a pornit să abordeze o temă, tema Iisus pe cruce, crucificarea, care a apărut care o găsim în multe desene, în multe acoarele, în multe picturi în ulei, mai mult în anii 70-80. Dar, evident, pentru a le expune, a trebuit să găsească un titlu. Și de aceea, tablourile cu Iisus pe cruce, care au fost făcute înainte de 89, poartă titlul de Primăvară, Metamorfoză, Zburătorul. Zburătorul tocmai de la poziția lui Iisus pe cruce, care amintește de un zburător, dar care mulți critici de artă l-au legat de cunoscuta poezie din literatura română. Am remarcat și eu tabloul doamnei Lucia Sturza-Bulandra. Care este povestea lui? Tatăl meu a lucrat în Teatru Municipal, unde a fost angajat din anul 1958 de doamna Lucia Sturza-Bulandra. Pe doamna Bulandra am cunoscut-o personal, odată când am vizitat-o la o casă de odihnă de la Castelul Perișor. Dar tatăl meu a avut o relație de colaborare foarte puternică cu dânsa, mai ales din momentul în care doamna Lucia Sturza-Bulandra și-a dat seama de faptul că nu este un simplu pictor-scenograf, ci practic este un pictor talentat care este în stare să facă și altceva decât proiecte de piese de teatru. Și atunci i-a comandat tatălui meu portretul actorului Tony Bulandra. A fost atât de încântată de portretul respectiv, care ulterior a intrat în Muzeul Teatrului Național, unde se găsește și acum, încât i-a făcut cadou o cutie de pictură, cu o paletă de pictură și cu o plachetă pe care a scris din partea doamnei Lucia Sturza-Bulandra pentru portretul făcut lui Tony Bulandra. Următorul portret pe care tatăl meu a ținut să-l facă, în momentul în care a făcut proiectele pentru piesa de teatru
Mamure. Și de aceea în expoziție se vede doamna Lucia Suza Bulandra într-o postură marțială, impozantă, așa cum era dânsa și în teatru. Iar la câțiva ani după ce dânsa ne-a părăsit pentru totdeauna, a ținut să readucă memoria ei printr-un tablou impresionant care se află în această expoziție, respectiv doamna Lucia Suza Bulandra în Nebuna din Chaillot. Și acest portret a impresionat generații de colecționari, de aceea nu a fost vândut și a stat în colecția noastră personală. De-a lungul anilor chiar am primit cereri ca această pictură, această nebună din Chaillot să fie folosită pentru coperta unor publicații. A încadrat acest peisaj între două superbe autoportrete. Bănuiesc că există o altă poveste aici. Tot colțul acesta are o poveste specială. Aici vedem curtea interioară a acestui muzeu. Iar peisajul este, de fapt, un peisaj imaginar. Pentru că doar frontul de case aici este cel de pe strada Domnița Anastasia. În galben este frontul muzeului Gheorghe Tatarescu, iar în spatele lui tata a introdus clădiri anonime din marile orașe germane, o biserică, tot de undeva dintr-un oraș. Deci este un peisaj imaginar. Atunci când am fotografiat tablou pentru cartea Discreta frumuseție, fotograful mi-a tras atenția: Radu, tu ai văzut că pe trotuar scrie ceva? Zic, nu, de obicei e numai semnătură. Zic, ia uite-te aici, îmi spune. Mă uit și acolo tata scrisese: acolo este inima mea. Și ca să fie sigur că știm unde este inima lui, a scris aici, în dreptul ferestrei de la atelier, acelor două ferestre de la atelier, aici. Acolo fusese el în perioada lui cea mai bună, un pictor român, în plină desfășurare de forțe, avea un cerc mare de prieteni, s-a simțit cel mai bine și de aceea inima lui rămăsese acolo. Mi-a venit să plâng când am auzit lucrul ăsta, pentru că tata nu mai era printre noi și n-am putut să-i spun, îmi pare rău, că n-am știut că de fapt inima ta a rămas în atelier, în strada Domnița Anastasia, numărul 7. Acolo este inima mea, se poate citi aici. Așa au și spus criticii de artă, că o asemenea exprimare a dorului față de țară, față de locurile în care devenise un pictor cunoscut, este rară în arta plastică română. Superbă definiția dorului, cu siguranță va fi înțeleasă de telespectatorii postului TVR Internațional, care și ei trăiesc acolo departe.